Scade taxa pentru colectarea deșeurilor la Drobeta Turnul Severin. Acest lucru se întâmplă în contextul în care noul sistem care vizează managementul integrat al deșeurilor intră în vigoare. Se modifică în același timp și plata pentru colectarea deșeurilor care va fi încasată de municipalitate. Severinenii au la dispoziție 3 luni pentru a se conforma noilor reguli. Implementarea noului sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Mehedinți schimbă radical modalitatea de plată a taxei pentru gunoi. În acest sens, scade cu aproximativ 2 lei de persoană taxa de colectare a deșeurilor la Drobeta Turnul Severin. Plata va fi făcută la primărie și nu direct la Asociația de Proprietari sau la caseria operatorului de salubrizare, așa cum se întâmplă acum. Drept urmare, severinenii au la dispoziție 3 luni pentru a se conforma noilor reguli. Severinenii vor plăti începând din momentul în care va intra efectiv în vigoare o taxă de colectare a gunoiului, o taxă ce scade în acest moment de la 14 lei la case și 13,46 de lei la asociații de locatari, scade la 12 lei, deci gunoiul scade, dar primăria va fi cea care va colecta banii, primăria va fi cea care unde se vor îndrepta cetățenii să plătească această taxă. Această modificare a fost necesară întrucât avem acel contract foarte mare la întregul județului, sistemul de management integrat al deșeurilor, și este nevoie să-l punem în practică. Pot să vă spun că dacă persoanele fizice au posibilitatea să facă declarații cu 0 persoane și să facă dovada că nu locuiesc în Turnul Severin, iar dacă nu se vor depune aceste declarații, din oficiu se vor trece 7 persoane. Așa, dar sfătuiesc pe toată lumea să vină să depună aceste declarații. În ceea ce privește agenții economici, dacă nu se depun declarațiile, se vor trece din oficiu 2 tone de deșeu menajer. În următoarele 90 de zile, severinenii trebuie să se prezinte personal pentru a declara numărul de persoane pentru care se va plăti taxa. Cei mai mulți locuitori ai orașului vor depune documentul la Direcția de Taxe și Impozite Locale. Cei care locuiesc la casă vor merge la Direcția de Patrimoniu, în timp ce agenții economici vor depune aceste declarații la Direcția Tehnică din cadrul primăriei severinene. Fiecare cetățean să-și depună o declarație pe proprie răspundere în care să spună exact numărul de persoane care locuiesc în acel loc, la acea adresă. Pentru persoanele fizice, aceste declarații se vor depune la Direcția de Taxe și Impozite Locale. Pentru cei care locuiesc în asociații de proprietari, se vor depune la Direcția de Patrimoniu, iar în ceea ce privește agenții economici, se vor depune la sediul primăriei, la Direcția de tehnică, la Direcția Tehnică, întrucât cantitatea de deșeuri se calculează în funcție de numărul de angajați și de specificul activității. Va fi o campanie, zic eu, importantă și complexă a primăriei să aducem la cunoștință oamenilor, cetățenilor, privind noile schimbări. Deci oamenii trebuie să aibă răbdare că vom ajunge la fiecare și le vom explica despre ce am discutat eu acum, pentru că vor fi într-adevăr și multe întrebări și va fi un regulament care l-am aprobat astăzi, care prevede ești în oraș și nu ești în oraș, cine-i plecat din oraș. Sunt mai multe aspecte care trebuie lămurite. La final de lună, municipalitatea va plăti taxa de colectare a deșeurilor către operatorul de salubrizare din banii încasați de la populație pentru acest serviciu.